Conform unui studiu realizat de un tur operator național, circa 80% dintre români preferă destinațiile din Europa pentru vacanța de vară, iar mai mult de jumătate dintre aceștia cheltuie cel mult 300 de euro pentru biletele de avion. Este mijloc de vară, iar ieșinii au fost întrebați ce au reușit să vadă până acum. Mulți dintre ei încă nu au fost în vacanță sau au ales destinații interne. N-am reușit, dar planificat. Da, urmează. La mare. Constanța. O săptămână. Da, am fost la festivalul Rock Another World din Iași. Câțiva dintre noi au fost și voluntari. Eu n-am fost ca spectator, să zicem așa. Da. Până la sfârșitul verii, vă duceți undeva în vacanță? Da, mă duc 3 zile în vamă și încă 4 în Costinești. Eu, da, am fost în Cluj. Da, și am fost la o nuntă momentan. Urmează să mergem la Electric Castle, la un festival și după într-o tabără de muzică. Planificați să mergeți undeva? Da. 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 Avem bilete de tren luate, mergem la Mamaia. Trei zile. Suntem o gașcă de 10. Da, plănuiesc să mai plimb cu prietenii, să mai merg în alte orașe, mai plimb. Nu vreau să irosesc chiar toată vara. Noi doar și-am terminat acum sesiunea, adică n-am avut nicăieri, am stat doar în casă. Da, și-am învățat. Și acum planificați să vă duceți până la sfârșitul verii undeva, la munte, la picnic, nu știu. Da, eu cel puțin aș vrea să merg la munte cu prietenii și poate la mare, la colega. Da, că eu sunt din Constanța. Iașul, la fel, este o destinație turistică aleasă de români. Unul dintre cele mai importante puncte de atracție din Iași este Palatul Culturii, un complex arhitectural care găzduiește muzee importante, precum Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic și Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu. Catedrala Mitropolitană din Iași, construită în secolul XIX, este o altă atracție deosebită, fiind una dintre cele 6 catedrale mitropolitane ortodoxe din România. Încă nu am reușit, suntem din Republica Moldova, prima excursie este în Iași, dar la sfârșit de vară mergem cu toată familia la mare în Turcia. Noi suntem din Arad și am venit să vizităm Iașul, deci am reușit să vedem așa cam ce ne-a interesat, timpul scurt și mai departe vedem în jurul Aradului ce putem face. Autorii acelui Iași studiu spun că doar 9% dintre români optează pentru destinații non-europene, precum Dubai sau Israel. 7% aleg destinațiile interne și doar 5,6% se orientează către destinații exotice, cum ar fi Zanzibar ori Mexic.